Z, totul de mulțicul 5X, Y la a doua, plus 4X la a treia, Z la a patra. Mai jur un pic ca să pot... Așa. Z, Y la a patra, Z, înmulțit cu paranteză 5X la... 5XY la a doua, da. Plus 4X la a treia, Z la a patra. Așa, minus 7, X, Z la a cincea, da. Plus 13, 13, X la a doua, Y la a cincea, Z, minus 56, 56, X, Y la a patra, și minus 84, X, Y la a patra, X, Y, Z la a cincea, și plus 8. Egal. 3x la, la a doua, y la a patra, z. Înmulțit cu 5. X, y la a doua. Da. Plus 3x la 2, y la 4, z, plus... Ori? Ori, da. x la 3, z la 4. Minus 3x la a doua, y la a patra, z, înmulțit cu 7x, z la a cincea, plus 3x la a doua, y la a patra, z, înmulțit cu 13, x la a doua, y la a cincea, z, minus 3x la a doua, y la a patra, z, înmulțit cu 56, x la patra. XY la patra. X la întâia. XY la patra. XY la patra. Minus 3X la a doua, Y la a patra, Z. Înmulțit cu 84 XY Z la 5 plus 8. A, plus? Plus? A, da, plus 3X. Y. 3X la 2, Y la... A, 4 Z. La 4 la... Nu, 3X. 84, 3... A, da, 3x 4, la 4 z, înmulțit cu 84. 8. Am făcut cu 84, a fost mai înainte, când am zis minus 3 mulțit cu 84 și mai eram la 8. A. Da? Trebuia mulțit cu 8. Pe 3x la 2, y la 4, z. Și e egal cu acum. De la capăt, începem. Um
15x la 3a, y la a 6a, z, da, plus 12x, 12x la a 5a, da, y la a 8a, y la, unde a fost 8? 3x la 4, z, nu sigur 4x la a 3. Z la 4, și cât faci? A, z la 4. 12 ai zis bine. Y, așa, 12. X la 5 ai zis bine. Da, y, z la a 5. Y la a 4. Y la 4. 4, z la a 5. Minus. Minus 21 x la a 2. Nu mai sunt x până la capăt? X. Până în termenul ăsta, așa? X la 3. X la 3 face. X la 3, y. Y la 5. Y de ce la 5-a? Nu, Y atât. Y la 4-a, mă, că okay. Y la 4-a. Și Z la? Și Z la a 6. 6. Plus. Stop, stop, Ștefan. Gigel. Și Gigel acum continua. Înțeles? Gigel continua de aici încolo. Dacă Gigel m-a urmărit, nu știa ce să spun. Acum tot Ștefan este. Nu l-am pe Gigel aici. Dar asta făceam eu. Stop, Ștefan, Gigel continuă. Că dumneavoastră ați avut o clasă, nu? O clasă, sigur că da, dar vreau să spun. Care era farmecul lecției mele? La momentul acela când se începea ora, deci toată lumea era conectată la maxim pentru că nu știa când îl pun. Și nu dorea să se facă de baftă. Deci nu puteai să stai pasiv în clasă. N-aveai voie să stai pasiv. În mai departe. Să unde suntem acum? La... Aici suntem, da? 3 ori 13. 39. 39x. Așa. X. X la a 4-a. Da. Y la a 9-a. Y la a 9-a. Z la a 2-a. Z la a 2-a, da. Minus 15 X. O 56 ai acolo. Nu. Am văzut doar 5. 56. 118. Ia mai fă o dată. 6 ori 3, 8, 81, 3 ori 5, 15. Și 1? 168. 168? 168. X la a cât a? X la a 3-a. Da. Y la a 8-a. Așa, da. Și Z la a 2-a. De ce Z la a 2-a? Eu nu-l văd o singură dată. Z la a 1-a. Z la a 1-a. Deci a rămas Z. Da. Minus. Z minus 2. 3 ori 84. Da, da. 4 ori 3. 12, 21. 25 plus 3 ori 84 și cu 1, 25, da? Da. 252. 252. X
la 3a. Da. Așa, y la a 5a. Y la a 5a. Z la a 2a. Z la? A 2a. Deci la a 2a. Anul la 6. Z la 6. Plus? Plus 8. Cum 8? E 3 ori 8? Plus 24. 24. X la 2. Y la 4. Y la 4 și Z. Z. Iată, dragilor, da, după, după o insistență suficientă, cât s-a și văzut aici, așa, de unde am plecat, și am recapitulat ce aici. Și tabla mulțirii ascunsă, nu? Practic am văzut acolo mulțirea și numerele, am înțeles ce înseamnă mulțit un număr cu o paranteză, înseamnă că acel număr se mulțește absolut cu fiecare în parte. Cu fiecare în parte, până la capăt. Da? Așa se mulțește paranteză. Și am exersat pe operație cu putere. Am văzut aici operații cu putere. Cum se mulțesc două puteri care au aceeași bază. Copiem bază și avem exponenții. Deci am făcut multe lucruri interesante. Dar esențial a fost să insist pe ce înseamnă distributivitatea înmulțirii față de adunare. Da? Deci se distribuie, se mulțește practic numărul respectiv din față cu toți termenii din paranteză. Absolut cu toți. Unul nu rămâne. Dacă ai văzut, schimb rezultat. Am văzut așa când am mulțit două numere. Și am scris pe al doilea, nu pe 8 acela, ca fiind 5 plus 3 sau 10 minus 2. Deci... Mă scuteți că trebuie să scuteți ceasul? Am și uitat de timp. Timpul își vede de treaba lui, noi ne vedem de treaba noastră. Ia să vedem ce altceva am să mai fac. Am să mai fac încă ceva foarte, foarte interesant. Păi, ai spus într-una din zile că tu nu știi ce înseamnă să simplifici o fracție. Dar înainte de chestia asta, de fapt, hai să ne ducem la simplificarea unei fracții. Fracția 1 pe 2. Deci, 1 pe 2. Da. 1 pe 2. E vorba de o jumătate din măr. Da. Deci o jumătate din măr. Sau cercul. Cercul ăsta este și o doime. O doime înseamnă dau în două și asta este jumătate dintr-un cerc, jumătate dintr-un măr. Da. Ei, eu zic că este egal cu 2 pe 4. Deci 1 pe 2 e egal cu 2 pe 4. Tu ești de acord cu mine? Dar vezi cum scriu eu. Egal, cu mine, în drept, da. Din... Tu nu ai făcut așa. Dar eu nu sunt de acord cu asta. Nu ești de acord. Eu nu sunt de acord cu nici ne-a scris corect. Linia de fracție în dreptul egalului. Deci eu am scris așa. Uite cum am scris. 1 pe 2. Am tras o linie. Exact. Egalul să fie încadrat, nu? De cele două liniuți. Și egal și la mijloc, că am pus egal. Am pus liniuța, linia de fracție. Și tu spui că nu e egal. Nu, am zis că nu e adevărat că... 1 pe 2 egal cu 2 pe 4. Da. Și la școală, cel puțin, eu n-am învățat asta. Adică ce trebuie să înveți? Stai atât. Ce trebuie să înveți la școală? Noi întrebăm așa, o fi adevărat cu o jumătate egal cu două pătrimi? Nu. Hai să vedem. Deci, uite, am să iau segmentul ăsta. Segmentul ăsta, jumătate din el. Da. Asta înseamnă. Asta este o doimă. Același segment, același segment de desubt, da. Îl iau și îl împart în patru, că numitorul îmi spune în cât împart. Deci, întregul același segment, îl împart în patru și împărțirea în patru se face mai întâi în doi. Da, apoi în trei încă o dată, și apoi în încă o dată fiecare jumătate în două, da? Da. Ei, fiecare dreapta înseamnă o pătrime.
Una, două, trei, patru pătrimi. Și însă o doime este cât două pătrimi. Deci o doime este cât două pătrimi. Nu e adevărat aici? Nu înseamnă două pătrimi. Deci, da. Și a spus că nu e adevărat. Mai clar decât atâta cum se arată. Deci o doime înseamnă două pătrimi. Da. Foarte adevărat. Dar oricum, cum am obținut eu din doimea asta două pătrimi? Am mulțit și sus și jos cu doi. Am amplificat și numărătorul și numitorul cu doi. Și doi ori unul fac doi și doi ori doi fac patru. Deci, practic, o doime face cât două pătrimi. Și ți-am arătat cum anume s-a obținut. Am mulțit cu 2 și numărătorul și numitorul cu 2. Oare, acum, două pătrimi o fie egal cu o doime? Două pătrimi o fie, este egal cu o doime? Ia, nu-mi place cum scrie acolo. Eu te-am văzut de aici. Egal. Nu, te-i pui linia de fracție și până pui numerele. Că așa totdeauna greșește. Deci eu am zis așa. Două pătrimi egal cu o pătrimi. Și am, cu o doime. E egal cu o doime. Și am pus întâi linia de fracție și până am scris unul pe doi. A. Da? Păi nu. De-aia trebuie și insistat acum. Și două pătrimi egal cu o doime? Da. Păi este aceeași dinainte. Dar acum cum s-a ajuns de aici aici? Am simplificat prin 2. Adică am împărțit și numărătorul și numitorul prin 2. Vezi? Am amplificat cu 2 și am împărțit cu 2. Fracția nu se schimbă. Deci orice fracție care se amplifică de și numărătorul și numitorul cu același număr, ea rămâne neschimbată ca valoare. Adică eu pot să spun că este egal oare cu 3 pe 6 aici? E bine să spun 3 pe 6? Nu. Nu-i bine. Nu e. Adică, dacă iau întregul, tot așa ca înainte, ăsta întregul... Vă bă, da! Pentru că dacă amplifici cu 2, nu, cu 3, 3 ori 1, 3, 3 ori 2, 6. Păi, spune, și de ce te da la mine cu chestia? Nu e adevărat. Nu ai fost atent. Eu ți-am asta să văd. Dacă tu ești atent. Deci aici, sigur că am amplificat cu 6 și a ieșit asta. Eu zic că este egal cu 15 supra 30. Așa. 15 supra 30. E egal, am spus, între cele două linii de fracție, între cele două linii. Tu nu vrei să pui așa. Eu să pui așa, fac tu. Timpul, dar tu nu vrei. Și dacă tu nu vrei, eu mă spun. Nu că n-aș vrea, dar... Păi că tot ce trebuie să faci? Deci trebuie să pui linia între cele două. E simplu, foarte simplu. Asta e o regulă? Foarte important. Foarte important. Nu știam de asta. Păi, să spun eu acum. Uite cum arată aici. 3 pe 5 egal cu, egal cu, 7 pe 9. Ce trăsnare? Ce aiurea? Ce să înțeleg eu? Eu care corectez lucrarea, nici mă uit așa de mine. Salut! Ăsta e motivul. Deci, când le adaptăm, trebuie să fie egal. Așa ceva, niciodată să nu mai facem, da? Deci, și egal mai departe cu... Egal cu, uite ce fac, egal cu... Pun linia de fracție la mijloc. Ca la desen vreau să fie. Între cele două, chiar la mijloc să fie. Egal cu 23 pe 46. O fi adevărat? Da. 2 ori 2, 4, 2 ori 3, 6. Deci e aceeași fracție. Și acum, dacă eu îți dau fracția următoare. 75 pe, să spunem, 105. 75 pe 105. Egal.
Și vreau să o simplifici. Pe cât ai putea tu să o simplifici pe fracția asta? Cu 5. Printr-un 5, adică și numărătorul și numitorul împărțit prin 5. Și egal cu punând linii de fracții. Și 5 în 7. 5 în 7 de 3 ori. De 35 de ori. Cum? 5 în 7 de ori? O singură dată. Păi o singură dată. Bun. Apoi 5 în 5, o singură dată. Da, a fost exact. Ia când faci împărțirea aceea. A, 0. Cum 0? 5 împărțit la 5, 1. Păi 75 împărțit la 5. Hai să vedem cât faci. Cât zici tu că faci? Hai de făcut împărțirea asta. Deci 5 în 7 merge o dată. Da. Pui 5 de desubt, rămâneți 2. 15 pe 20, 25. Și 5 în 25? 5 în 25 de 75 de ori. 5 în 25, 75. Hai să vedem, hai să vedem. Păi da. De 75 să împărțim la 5, da? Poftim. Vorbește. Împărțim la 5 egal cu 20, egal cu 5, 7, 5, 7 împărțim la 5. De o singură dată. Deci merge o dată. 1 ori 5, 5. Da. Restul la împărțire 2. Da. 25 împărțit la 5, 5. Și cât este 5 ori 5, 25? Nimic. Asta faci tu în timpul ăsta, când ți-am zis, simplifică. Faci împărțirea. Deci cât îmi rămâne? 15. Deci când am zis așa, 1 ori 5, 5, au rămas 2, am venit cu 5 de desubt, 25, 5 în 25 de 5 ori. Da. Și jos, hai să vedem prin 5. 5 în 1 nu se poate, luăm două cifre, 5 în 10. De 2 ori. De 2 ori. Și 5. În 5. În 5 de... O singură dată. 21. Deci fracția asta am simplificat-o printr-un 5. Da. Asta înseamnă, am simplificat-o prin 5. Ia să văd o mai pot simplifica, că vreau să o fac, să o simplific până când nu se mai poate. Ia s-ar mai putea împărți prin ceva. Și numărător și numitor. Mai există vreun divizor comun? Că asta caut. 3. Deci prin 3. E cal. În cal. 5. De fracții, la mijloc așa. Da, 5 și... 7. 5 și 7. Mă poate fi simplificat, de fapt. 5 pe 7, așa în gheață, nu mai fi face, că nu au niciun divizor 5 și 7. Se spune că sunt prime între ele. Adică 5 și 7, dacă nu au niciun divizor, se numesc prime între ele. Și fracția asta este ireductibilă. Ireductibilă. Adică nesimplificabilă. Nu se mai poate simplifica. Ireductibilă. Nesimplificabilă. Nesimplificabilă. Nu mai pot simplifica. Nu mai pot simplifica. Așa în gheață. Deci fracția asta care era destul de urâtă, mare, cu numere mari, am adus la o fracție ireductibilă, nesimplificabilă. Totdeauna, eu nu, niciodată nu vreau să văd fracții așa, care mai pot fi simplificate, trebuie să le simplificăm. Altfel, nu-i treaba bună. Ia să vedem cum facem noi următoarea fracție, să spunem 64 da. Supra da. 114. 104. 104. Egal. Să o simplificăm. Trebuie să găsești divizorul comun. Un divizor care îl vezi foarte repede, la îndemână. 2. 2, sigur că da. 2 este foarte rapid.
64 împărțit la 2, 32. 32 și jos. 52. Și 52. Și mai poate fi simplificat încă o dată. Ia să vedem, prin cât? Prin 2. Prin tot prin 2. Și egal cu? Egal cu 16. 16 supra? Supra 5 împărțit la 2 face, rămâne cu restul 1, vreo 41. Nu mai făcut. Nu e corect. 5 în 2, 2 ori, 4, 1, 12 împărțit la 2, 6. A, vreo... Nu vreo. Sigur nu, nu așa la întâmplare, cam aproximativ. 26. 26, asta e sigur. Deci trebuie să fim la matematică cu multă siguranță, precizii totală. Deci mai departe. Mai puteți simplifica? Da. Cu 2. Iar prin 2, sigur că da. Cu 8. 16 împărțit la 2, 8. Și 26 împărțit la 2, 13. 13. Și... Nu. Și nu mai putem simplifica. Este ireductibilă. Clar. Deci am ajuns la fracția asta ireductibilă. Vezi? Am avut, avem șanse că am găsit un număr prim, 13 e număr prim și nu mai am niciun divizor. S-a simplificat de vreo 4 ori. De 8 ori chiar. Prin 8, dacă noi știam 2 ori 2 ori 2, 8. Deci dacă vedeam deodată 64 supra 104 și prin 8 deodată, dacă aveam atâta bun simț, dar noi n-am știut că prin 8, am văzut prin 2, știu criteriul de divizibilitate la 2, că ultima cifră este pară, nu? Apoi la 3, când suma cifrelor fac un număr care se parte exact la 3, da. Și la 9, la fel, suma cifrelor se parte exact la 9, la 5 știu, iar celelalte muncesc acolo până când constat, dacă am bastă ca să descoper că un număr este prim, cum s-a întâmplat aici, prim, 13 număr prim, n-am niciun divizor, prim, atunci fracția este ireductibilă. Număr prim și cu altul diferit de el, nu mai au niciun divizor. Dar fără să fie multiplu de acesta. Iată, ireductibil, da? Să știi că în practică, în lucru, când lucrăm niște ieșiții, numai fracții ireductibile vrem. Când vedem fracții acestea mari, așa, nu le lăsăm imediat să rim la ele și le simplificăm până ne ajung la fracții ireductibile. Ai înțeles ce înseamnă cum sunt fracții simplificabil, că nu știu să simplifici fracția. Nu știu. Și ți-am arătat acum. Ia să vedem cum simplificăm următoarea fracție. La cum se simplifică fără a simplifica tu acolo? Deci simplifici cu 3, simplifici cu 2 sau simplifici cu 1? Cu 1, simplificarea cu 1 nu am avut. E de aici. Dar și un exemplu. Păi, dar cu 1... Aia nu-i simplificare. Simplificare? Da, da, se poate simplifica tăiat, tăind numerele. Păi da, asta am tăiat acum. Nu numai când am tăiat, când am zis prin 2, când am zis așa, uite, 14 supra 16. Da? Da. Și am zis că simplificăm prin 2. Și tăiem pe 14, prin 2, și vedem cât au rămas. La împărțirea cu 2, 7. Da. Și jos, prin împărțirea cu 2, cât? 16 împărțit la 2? 8. Și asta înseamnă că am simplificat. 7 supra 8. Și face 7 pe 8. Da? De aceea am pus 2 acolo și... Asta e simplificare, nu? Asta e simplificare, sigur că da. Alta sau altă? Aceeași poveste, mă, numai că e modul de scriere. Eu am spus cum 14 supra 16 simplificăm prin 2 și face 7 pe 8.
Chestia asta că am tăiat și am pus ce au rămas 7 și 8 la împărțirii, câtul împărțirii, practicăm și așa și așa cine e. Mă rog, depinde cum vrea să scrie fiecare. Dacă amândouă sunt făcute fie într-o variantă, fie în cealaltă, e foarte corect. Rezultatul mă interesează. Și? Deci? Și deci am să-ți dau o luată ghișiți. Uite. 2 la puterea a 10-a. 2 la 10-a. Plus 2 la puterea a 9-a. Totul supra 2 la puterea a 8-a. E ca lucru. Puteai simplifica? Aici, nu, că avem adunare. Dacă ar fi fost înmulțire... Ar însemna 2 la 19 supra 2 la 19. Dacă ar fi fost înmulțire, făcea 2 la 19. Dar la adunare... N-ai ce face, nu? E să... egal cu 4 la 19, la 9. La... Cine ți-a spus să ți-a aduci 2 cu 2? Nu, am venit acum. Nu dai prostii la tâmpeni? Deci nu se poate face așa ceva, este... inacceptabil. Deci nu se discută așa ceva. Din păcate aici suntem într-o situație foarte dificilă. Dacă ar fi să o iei pe calea ta, ce îi face? Îi face 2 la 10 cât face, nu? Da. Și 2 la 10 2 de 10 ori, și faci un număr calculabil până la urmă. Dar totuși cam mare. Destul de mare. Dar dacă tu ești foarte atent, în loc de 2 la 10, în legătură cu 2 la 9, cum le-ai putea scrie pe 2 la 10? 2 la 9 plus 1. 2 la 9 ori 2 la 1. A, 2 la 9 plus 1. Da, hai să zicem, 2 la puterea 9 plus 1, că face 10 acolo, să dai spune, da? De la 9 plus 1. O plus la jos, plus jos. 2 la 5 plus 4. Da, dar nu-l stricăm. Lăsăm 2 la 9, că îmi place foarte tare. 2 la 9 pentru totul supra 2 la 8. Și e ca mai departe. De unde provine adunarea exponenților? La ce operații? Când se adună exponenții? Egal, linii de fracții, pune linia de fracții. Când se adună exponenții? La ce operații se adună? Am făcut... La înmulțire. La înmulțire, da? Adică din unde provine asta? Din 2 la 9 ori 2 la 1. Da. Deci egal cu 2 la 9 ori 2 la 1. 2 la 9 ori 2 la 1, plus, în continuare, plus 2 la 9, da. Totul supra 2 la 8. Și de o parte, hai să facem următorul lucru. Spune așa, 2 la 9 înmulțit cu 2 la 1, plus 1. Știm să facem asta. 2 la 9 înmulțit cu 2 la 1 plus 1. Cât ar face asta? 2 la 9 ori 2 la 1. Nu, că știm asta. Distributivitatea. 9 ori 2 la 1. Da, 2 la 9 ori 2 la 1 plus